Pro-România va vota premierul Ludovic Orban? Nu, nu l-am votat nici data trecută, l-au votat PSD-iștii. Dar aș vota un guvern. Sigur, noi la, noi la Cotrocen o să mergem cu propunere Victor Ponta prim-ministru. Știu, toată lumea zice, da, o să te pune niciodată Iohannis prim-ministru. Și eu așa mă gândesc că mi-a mai zis un președinte că nu o să mă pune niciodată prim-ministru, nu? Băsescu-l chema. Și m-a pus de două ori prim-ministru, nu odată. Și a fost bine și lui și României, au fost niște ani buni. Deci credeți că vă va pune Iohannis? Nu știu dacă, nu știu dacă acum în decembrie. Haideți să fim sinceri, dacă ne gândeam cineva în 2016 că o să ajungă Orban prim-ministru, nici nu era parlamentar, nici nu era șef de partid. Vor fi niște ani grei. Și problema numărul unu a domnului Iohannis și a României va fi economia. Și când vor înțelege că asta e problema numărul unu, criza sanitară, sper că trece cu vaccinul, vor veni și vor discuta cu mine. Pentru că dintre cei trei propuși ca prim-ministri, am cea mai bună experiență pe zona economică. Dar în rest, sunt dispus să discut cu toată lumea, cu PNL, cu USR, cu PSD-ul, să spun, noi avem 5 măsuri. N-am auzit pe nimeni să zică că sunt proaste măsurile noastre, sau că sunt rele, sau că toată lumea zice, da, domnule, ai dreptate, dar na, ale tale nu poți să le laud. Dacă le susțin cele 5 măsuri, da, suntem gata să votăm un guvern care ne scoate din criză. Dacă, da, să vedem ce va fi acel guvern.